Bună, dragii mei! Astăzi vom citi din nou o poveste, o poveste minunată, o poveste despre bunătate. Povestea se numește Un strop de bunătate. Este o poveste scrisă și ilustrată de Diane Albert. Bună! Eu sunt un strop, un strop de bunătate. Eu nu am văzut niciodată un strop de bunătate. Ce este un strop de bunătate? Stropul de bunătate are spatele lipicios, astfel bunătatea se poate lipi cu ușurință de fiecare dintre voi. Wow! Stropii de bunătate sunt foarte colorați pentru a fi ușor de recunoscut și pentru a vă aminti. Fiți buni! Știați că de fiecare dată când sunteți buni, puneți un strop de bunătate atât în inimile voastre cât și în inimile celor de lângă voi? Și, cum amândoi aveți puterea să alegeți, alegeți să fiți buni. Știu că uneori vă este greu să vă amintiți să fiți buni, de aceea sunt aici să vă ajut. Voi lipi pe mânuțele voastre un strop de bunătate. Uite așa. Acum, de câte ori mă vedeți, faceți ceva bun. Nu știu să desenez, arată oribil. Mai încearcă, toți mari artiști au început cu o mâzgălitură. Văd că ați înțeles, este bine să folosiți cuvinte încurajatoare atunci când cineva se simte nesigur, descurajat. Nu uitați, să acordați ajutorul, sprijinul vostru înseamnă bunătate. Pot să mă joc cu dinozaurul tău, te rog? Sigur, îți mulțumesc că m-ai întrebat. E minunat că împărțiți jucăriile. Amintiți-vă, a împărți cu ceilalți înseamnă bunătate. Să saluți pe cineva care se simte singur este o ocazie bună prin care dați dovadă de bunătate. Țineți minte, să fiți prietenoși înseamnă să fiți buni. Oh, sunt atât de singur. Bună, vrei să ne jucăm împreună? Să spui te rog este un alt mod în care dovedești că ești bun. Să fii politicos înseamnă să fii bun. Un pahar cu apă, vă rog. Uneori este greu să fii bun, ca atunci când, accidental, rupi ceva. Este însă momentul perfect în care să demonstrezi că ești bun. Să-ți ceri scuze înseamnă să fii bun. O, nu, creionul meu favorit! Îmi pare rău, a fost un accident. Te pot ajuta? Da, te rog. Să ajuți înseamnă să fii bun. Este distractiv să te joci și destul de greu să strângi ceea ce ai lăsat în dezordine. Să faci ordine înseamnă să fii bun. Să aștepți la rând poate fi uneori dificil, dar să ai răbdare, să nu te superi, este un mod minunat prin care să arăți că ești bun. Să ai răbdare înseamnă să fii bun. Alegeți fiecare câte un strop de bunătate care să vă reamintească zilnic să fiți buni. Desenează un strop de bunătate în fiecare zi în care ai fost bun. Poți fi bun în fiecare zi a săptămânii?